Am pus capcana sub mobilă. Da, se vede capcana cu lipici. Și dimineața când m-am trezit, ce credeți că am găsit? Uitați-vă, voi. Șoareci, ăsta e al șaptelea. Coșmarul proprietarilor a început în urmă cu 5 săptămâni. De atunci oamenii nu mai au somn și pândesc zilnic micile rozătoare care apar de unde nici nu te aștepți. Șoarecii au ros peretele de rigips și au pătruns în dressing. În doar câteva zile i-au distrus proprietarii 2 genți. Pe unde au intrat șoarecii? Aici, hai să vezi. Aici undeva au făcut o gaură. Dacă la început au crezut că e doar un șoricel care a intrat întâmplător, în scurt timp proprietarii și-au dat seama că în bloc, alături de ei, trăiește o adevărată colonie de rozătoare. Problema e că s-au mulțit, ne lasă să dormim noaptea. M-am trezit de vreo câteva ori speriată, i-auzeam rozând ceva prin pereți. Încercăm să găsim o soluție, să discutăm cu toți vecinii, că nu suntem singurii care am avut problema asta. Vecinii m-au găsit și ei cu un șoricel, dar na, deocamdată la noi e mai grav. O altă proprietară din același imobil nu mai are liniște de când aude dăunătorii cum se plimbă prin pereții despărțitori ai apartamentelor. Femeia se teme că îi vor invada locuința. Sunt șoareci pentru că i-am auzit mai multe seli la rând și eram speriată pentru că ok, cât timp sunt perete e safe, dar când vor intra în casă și probleme de igienă și absolut tot e o problemă serioasă. Problema provine din construcția blocului, iar proprietarii au depistat deja 2 găuri în exteriorul imobilului. Tot ce înseamnă demisol, subsol, parter a fost construit bine, închis bine, căi de acces, uși, țevi de încălzire, orice străpunge practic zidul clădirii să fie foarte bine închis și teoretic atunci n-ar avea voie să intre. Proprietarii disperați caută acum o soluție. Dacă se va dovedi că invazia rozătoarelor este cauzată de construcția defectuoasă a blocului, constructorul va fi tras la răspundere.